Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să observăm că Primăria Capitalei a descoperit în sfârșit una dintre cele mai consistente surse de venit pentru un oraș modern, pentru o municipalitate într-un oraș modern, taxarea parcărilor. Da. Practic, eu v-am spus, progresul vine și în România încet, încet, cu 10 de ani întârziere, mă, dar el vine. Da. Mai au să facă și parcări. Au început să facă, stai. Nu, au început să deseneze. Da, să deseneze. Mai întâi învățăm să desenăm, după care să construim. Așa e și în viață. Da. Mai întâi bastonașii și după aia devii arhitect, inginer, chestii. Deci, nici n-ai crede că primăria a ajuns în faza asta a progresului, dar uite că se întâmplă. Banii, asta e informație oficială, banii obținuți de către Primăria Capitalei, de pe urma parcărilor, în a doua jumătate a acestui an, au crescut cu aproape 60% față de perioada similară din 2021, deci an pe an creștere de 60%. În iunie-noiembrie 2021, anul trecut, deci s-au încasat 11,5 milioane de lei. În iunie-noiembrie 2022, anul ăsta, deci veniturile au crescut la 18,3 milioane de lei. Deci aproape 4 milioane de euro în jumătate de an. Bun. Încasări... Numai din desene. Din desene. Băi, vă mai amintiți și, cum să spun, modelul ăsta de afaceri, el a fost aplicat în orașul București de niște vizionari. Dorin Cocoș și Elena Udrea. Da. Mai țineți minte? Da, doar în zona centrală. Da. Ei, nu știu cât luau ei atunci, la un leu jumate, nu știu, bă, da, erau bani. Erau, păi stai puțin, că aveau altă valoare. Da, câștigai de două ori. Câștigau de două ori. Odată că o luau și odată că o luau încă o dată, știi? Da. Adică, practic, nu făceau nimic. Nu mă luau. Viceprimarul Stelian Bușduveanu a anunțat că obiectivul primăriei este să amenajeze încă 30.000 de locuri de parcare până în iarna anului viitor. O să avem parcări peste tot, eu v-am spus. Amenajeze, și... da, asta înseamnă că nu construiesc tot pe desene. Tot desenează. Pe desene. Și în perioada, adică le și administrează de bani ăștia? Că mă gândesc că poate pică vreo zăpadă, știi? Nu, le și dezăpezesc. Nu vine, mă, nicio zăpadă, stai liniștit. Nu, dar e doar o idee. Da. Nu, ce să dezăpezească? Se topește oricum repede, n-ai nicio treabă. Ce rost are să bagi banii în dezăpezire dacă se încălzește clima? Exact, bravo. Nu ai remarcat că George a început să îmbătrânească urât? Da, accelerat? Are tot felul de astea de pensionă. Da, domnule, dacă pune zăpadă pe ele, le curăță în banii ăștia, pe banii noștri care dăm 10 lei. Bă, ce vrei 10 lei dacă nu încureți? Bine, domn primar. Deci 30 de mii. Dau o mătură, dau, domnule, pe locurile acestea. O panseluță, să fie frumos, să pun o panseluță. Lasă, domnule, să schimbe bordurile. Vreți să fie borduri rupte? Păi, cer 5 lei. 5 lei, da. Noua propunere este 5 lei pe oră, tarif unic. Ce între finesc, orele adică? 8 și 20, da. Păi au renunțat la revoluția parcărilor, era cu tarife diferențiate cu nu știu ce nenorocire. Tariful zilnic va fi 25 de lei. Asta e propunerea. Asta adică, e bun, că nu există acum. Dacă iei pe o zi întreagă, faci economie. 25 de lei, practic prețul pe 5 ore, da. Pentru cât rezultă, nu știu, 12 ore. Abonament lunar, 500 de lei, se va aplica inclusiv instituțiilor publice. Deci, în primul rând, eu mă bucur că există taxă de parcare, așa cum e peste tot, pentru că în felul ăsta s-a rezolvat problema parcărilor în București. În București, probabil și în alte orașe mari, dar în București, în mod deosebit, știți foarte bine, toată lumea se plânge că nu sunt locuri de parcare. Cum s-au pus, acum sunt. Da, cum s-a pus taxă pe locul de parcare, găsești peste tot, la orice oră, oriunde, locuri de parcare, n-ai nicio... Bun, nu sunt foarte multe, mă, dar găsești. Am fost ieri până la Unirii, la Unirii, loc de parcare ziua. Cam, despre ce vorbim? Aia sunt locurile alea jur împrejur, la piață, nu găseai niciodată. Da. Am avut pe alese. De asemenea, viceprimarul spune că a notificat toate instituțiile statului că de anul viitor li se va anula gratuitatea la parcare pe spațiu public în București. Da, băi, asta e demență. Vine teroare. Deci, mailul ăla s-a terminat. Da, nenorocire. Citez. Avem peste 2500-3000 de locuri de parcare date gratuit instituțiilor publice. Vi se pare drept? Mie nu mi se pare drept, spune viceprimarul. Plus asta e foarte mișto. Suntem, zice dânsul, citat de știrile Pro TV, de Spot Media, mă rog, toată presa, zice, suntem bombardați zilnic cu solicitări de la instituțiile publice care au o poveste frumoasă în față. Ne spun că suntem obligați să le asigurăm pe lângă locul de parcare pentru mașina de serviciu și un loc de parcare pentru mașina personală. Că ei lucrează la stat. Adică, logic, vii cu mașina proprietate personală la minister, și de acolo iei mașina de la serviciu. Minister, de păi serviciu. Dacă te duci mașina de la minister acasă, da. Tabără presa pe tine, că ce ai luat mașina acasă. Da. Și oamenii sunt cinstiți, vin cu mașina lor dar nu personală poate să facă, până la birou. Să facă swapping, adică vin cu mașina de serviciu, o scot pe aia de la minister, dar cum pe aia personală. Și pe aia de la minister unde o bagi? Mergi cu ea.
Când nu mergi cu ea... Păi poate ai treabă la birou. Da, mă, tu trebuie să urci până la birou să ții și tu mapa, să bei o cafea. Fii atent ce mai zice domnul viceprimar. Aici este discriminatoriu, nu suntem de acord, dar îl cităm. Cea mai mare rezistență o avem de la cei care nici măcar nu sunt bucureșteni. Vin cu mașina în centru, adică practic de la 3 sferturi din București. Vin cu mașina în centru, lucrează la instituțiile statului și au pretenția să aibă două locuri de parcare gratuite doar pentru ei, pe toată durata zilei. Nu au venit la București pentru o viață mai bună, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.